Sărbătorită în fiecare an la data de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România este un prilej de celebrare a tuturor salvatorilor, cei care au ales să-și pună viața în slujba semenilor. Sub deviza curaj și devotament, pompierii mehedințeni au aniversat astăzi, 13 septembrie, la Palatul Culturii Teodor Costescu, împlinirea 175 de ani de la actul de eroism al predecesorilor lor în apărarea Revoluției de la 1848. Activitatea s-a desfășurat în prezența oficialităților județene și locale, dar și a reprezentanților instituțiilor cu care pompierii mehedințeni colaborează în gestionarea situațiilor de urgență pentru siguranța cetățenilor. După intonarea imnului de stat al României, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere în memoria salvatorilor căzuți la datorie, dar și a camarazilor care au plecat prea devreme dintre noi. Inspectorul șef colonel Marius Cristi Gogâltan a mulțumit tuturor pompierilor mehedințeni pentru efortul continuu și implicarea de care dau dovadă în îndeplinirea misiunilor. Acesta a înmânat noile grade unui număr de 3 ofițeri și 4 subofițeri, care s-au distins în activitatea profesională, fiind înaintați în gradul următor, înainte de expirarea stagiului minim în grad. Pompierii români aniversează astăzi 175 de ani de când au scris cu litere de foc istoria țării, pe frontispiciu căreia se regăsesc năzuințele de libertate socială, independență și unitate națională ale poporului român. Documentele timpului ne fac să retrăim sentimentele de mândrie și onoare simțite de predecesorii noștri, pompierii militari, cu rol esențial în Revoluția Română pașoptistă. Recunoașterea meritelor lor a fost confirmată în firele proclamației Guvernului Provizoriu, unde se consemna că, văzând atâta curaj și atâta închinare la cauza libertății, consideră, în numele patriei, a arăta a sa recunoștință companiei de pompieri ce de la început și până la sfârșit fură apărătorii libertății. Apogeul actului de eroism al pompierilor români l-a constituit bătălia din dealul Spirii de la 13 septembrie 1848, dată la care românii au pierdut 80 de soldați și 2 ofițeri din compania de pompieri condusă de bravul capitan Pavel Zăgănescu. Totodată, alături de pompierii români, a fost prezent și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care le-a recunoscut meritele, deoarece au fost și vor fi mereu la datorie. Sunt mereu gata să intervin în situații de urgență pentru a ne proteja viețile și bunurile. Este o ocazie deosebită pentru a aprecia și recunoaște sacrificiul, devotamentul și curajul eroilor noștri în slujba siguranței. Ce putem face noi pentru dumneavoastră? Să vă transmitem gândurile noastre bune și să încercăm să o facem munca mai ușoară printr-un comportament responsabil și prin susținerea inițiativelor de siguranță. Consiliul Județean Mehedinți sprijină de câțiva ani activitatea dumneavoastră și alocăm periodic, prin autoritatea teritorială de ordine publică, sume cu ajutorul căruia se achiziționează echipamente care să vă ușureze intervențiile. Vom continua aceste demersuri și pe parcursul anilor viitoare. Profit de ocazie să vă felicit pentru activitatea pe care o desfășurați, să vă transmit că Consiliul Județean Mehedinți veți găsi un partener pentru tot ceea ce considerați că vă putem sprijini. Nu încheie înainte de a vă transmite gânduri de sănătate și succes în activitățile dumneavoastră. Să ne ferească Dumnezeu pe dumneavoastră, dragi pompieri, de intervenții periculoase și drame ca cea de la Crevedia, unde mulți dintre colegii dumneavoastră au avut de suferit. Pentru acest lucru, fac apel la autoritățile de control să facă verificări în unitățile care desfășoară activități cu potențial riscuri pentru populație, pentru a preveni evenimentele care se pun în pericol viețile oamenilor sau a salvatorilor.
misiuni îndeplinite și mult bine în familiile dumneavoastră. La mulți ani, dragi pompieri! Sunteți. La ceremonie a participat și prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, care a felicitat salvatorii mehedințeni. Este o zi specială, o zi frumoasă pentru dumneavoastră, o zi cu puternică încărcătură istorică, emoțională și simbolică. Trecând puțin peste frumoasa istorisire a domnului director de la arhive, domnul Pere Trăiloiu, momentul 1848, acum 175 de ani, a însemnat mai mult decât orice spiritul de sacrificiu, spiritul acelei companii de militari pompieri care și-au dat viața. Nu s-a pus niciodată problema învingătorului în acel conflict, în acea conflagrație. 150 de oameni, cel mult 200, nu puteau ține piept unui corp profesionist de ieniceri de circa 5.000-6.000 de oameni. Acei oameni au fost conștienți că vor pieri, au fost conștienți de sacrificiul lor, dar au făcut-o asta pentru onoarea militară, pentru onoarea și mândria națională. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, le-a mulțumit pompierilor mehedințeni, deoarece sunt mereu în prima linie și mereu gata de orice sacrificiu pentru cetățenii orașului pe care îl reprezintă. O zi deosebită pentru dumneavoastră, cei care lucrați în sistem, dar și pentru noi ca și comunitate, pentru că ne sunteți aproape, ne-a spus, ne sunteți și sunt convins că ne veți fi în continuare. Prin profesionalismul dumneavoastră, prin spiritul de sacrificiu, prin devotament, în numele comunității pe care o reprezint, vă mulțumesc pentru aceste lucruri, pentru faptul că sunteți tot timpul pregătiți să ne ajutați, să ne sprijiniți. Evenimente au fost, sunt, vor mai fi. Important este că dumneavoastră sunteți pregătiți tot timpul să interveniți. În încheierea ceremonialului, inspectorul șef al ISU Mehedinți a înmânat diplome participanților colaboratori pentru cooperare și sprijinul acordat în gestionarea situațiilor de urgență. Nu au fost uitați nici colegii care au trecut în rezervă, față de care unitatea și-a arătat aprecierea prin înmânarea unor diplome de merit, onorând nobila lor misiune de apărători ai vieții.